Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Povești Sufelinar. Astăzi povestim Sufelinar cu un invitat din Munții Apuseni. O să-l vedeți cât este de frumos pentru că a venit în frumosul port de la Alma Șumare. Îl am alături de mine pe culegătorul de folclor, Emilian Achim, probabil singurul proprietar de muzeu etnografic care mai trăiește, mai este printre noi în viață. Bine ați venit la emisiunea noastră, domnule Achim. Doamne ajută, vă mulțumim de invitație, în primul rând, și permiteți-mi ca acum, în primele zile anului, să transmit tuturor românilor la mulți ani sănătate, fericire, pace și liniște să fie în această țară. Doamne ajută, aveți un costum minunat. Da, este costumul de iarnă, într-adevăr, este costumul tradițional și cred că este cunoscut în special în Țara Moților, se mai poartă mai puțin, dar totuși nu a dispărut în totalitate. Este un costum numai din lână, bineînțeles, în afară de cămașă. Pentru că emisiunea noastră se adresează și tinerilor și pentru că, din păcate, puțin tineri mai au chiar și bunici la țară. Haideți să-l descriem puțin, măcar atât să putem să facem și noi pe latura aceasta. Da, cu mare drag. Sigur că încă în lada de zestre a Moților se mai găsește acest costum popular, atât de vară cât și pe timp de iarnă. Avem cizmele, în trecut, bineînțeles, în trecutul mai depărtat se purtau pinca, bineînțeles. Cioarecii, care sunt dubiți din lână, pieptarul, care este tot din lână, cusut, cum se vede, cu diferite motive naționale, foarte frumoase. Și obligatoriu cu cele trei culori din drapelul național. Da, sigur că da. Cămașa, care este cunoscută specific zonei Munților Apuseni, special buciumănesc, cum poartă și cei mulți artiști din zona Munților Apuseni și portul popular, bineînțeles. Laibărul, în termenul nostru, căput, cum îi se mai spune, țundră, eu îi spun în diferite forme, la noi îi spune laibăr. Este, sigur, original și nu este prevăzut cu buzunare la exterior deloc, absolut, decât cu ochiotoare care se închide și avem un buzunar unde omul de rând sau care își poartă în interior, unde își poartă lucrurile, batista sau cele necesare, ochelari sau... Domnul Achim, dumneavoastră v-ați desfășurat o mare parte din viață lucrând în mină. Da, o mare parte. Cum v-a venit ideea de a culege folclor și mai ales cum v-a venit ideea de a vă pune la dispoziție o parte din locuința personală pentru a deschide un muzeu? Aș lua în ordinea muzeului, dacă ar fi cazul să discutăm problema muzeului. Împlinesc 33 de ani de când din viața mea i-am consacrat la această muncă. Este o muncă, sigur, vă spun, destul de grea, dar în același timp este și plăcută. Știu și motivul, cred că îl poate cunoaște orice român de bună credință, pentru că era necesar să păstrăm din comorile pe care ne-au lăsat moșii și strămoșii noștri. Eu am început să culeg, în primul rând, obiecte ce au atestat viața oamenilor din sat, prima dată. Dacă totuși am început, timpul m-a făcut, este și o vorbă românească, mâncând îți vine pofta, exact și ceea ce am făcut eu. După ce am cules din zona mea apropiată, am început să mă extind într-o zonă destul de largă, până când am ajuns sus, Avram Iancu, toată zona Munților Apuseni, m-am întors spre partea limită județul Nedoara, Țebea, Bucureștiul Bradului, pe Practic Valea Gioagiului, toată Țara Moților și m-am întors pe Valea Ampoiului și am cules, bineînțeles, obiecte și mă bucur atât de mult că muzeul cuprinde acum peste 10.000 de obiecte. Este un muzeu, într-adevăr, privat, condițiile poate nu sunt cele necesare pentru expunerea atâtor obiecte, dar oricum sunt bine salvate și bine conservate. Cam câte obiecte aveți acum în muzeu? Ați făcut un inventar? Da, exact, am făcut un inventar chiar acum pe timp de iarnă. Muzeul depășește, în numărul obiectelor, depășește de 10.000 de obiecte. Bineînțeles, acolo se poate găsi și chiar aș invita pe oricine, cine dorește, chiar telespectatorii noștri să știe, să vină în Țara Almașului, cum eu îi spun și o denumesc, să vină că acolo poate să găsească în acel muzeu o adevărată istorie. O adevărată istorie ce atestă viața moților de acolo. Este vorba de peste 10.000 de obiecte, luând de la cel mai mic obiect, de la un ac, la un timbru și până la batozele mari sau obiecte de tone întregi. Sigur că am îndrăznit să
crez și să fac și un muzeu a satului, bineînțeles, unde am adus o căsuță gospodărească din tot din zona de aici, de la noi, căsuță foarte frumoasă, acoperită cu paie specific zonei moților. Și mă bucur că am reușit să o întrețin în cele mai bune condiții. Urmează ca să mai extind în muzeu în aer liber, să mai extind o anexă gospodărească, o moară, bineînțeles, dacă posibilitățile mă vor permite și sănătatea, bineînțeles, o moară vreau să mai aduc acolo o anexă gospodărească, o șură, cum îi spunem noi, sau sălaș. Am adus un lucru destul de important și foarte important, cred eu, că în materialele de la o gură de mină din zona comunei mele, pentru că Alma Șumare este o zonă minieră cunoscută din perioada romană. Și am adus o gură de galerie, se poate vedea, este bine refăcută și pusă la punct și chiar spre cunoștința tuturor aș vrea să spun că este un lucru deosebit de important faptul pe care îl spun. Intrarea prin muzeu se face, bineînțeles, pe ușa din față, după ce să vizităm aproximativ 400 de metri pătrați cu obiectele necesare, ieșirea din acest muzeu este pe o gură de galerie. Este un lucru deosebit, sper eu, adică toți vizitatorii au văzut acest... Este foarte frumoasă și din punct de vedere turistic. Da. Și dumneavoastră ați înfrumusețat-o și cu acest muzeu. Înființarea muzeului a fost, de fapt, o primă etapă. L-ați îmbogățit apoi cu obiecte din toată Țara Moților, dar nu v-ați oprit aici. Iată că avem aici alături câteva materiale în care... Atât fotografii din muzeu pot găsi cei interesați, cât și multe, foarte multe informații despre Comuna Alma Șumare, despre Muzeul Emilian Achim. Aș porni prima dată să spun, mă refer la cea mai mică broșură, Alma Șumare, oază de liniște și frumusețe, se găsește acolo, dacă... Cea albastră, da? Da. Cea cu... așa. Aici. Alma Șumare, oază de liniște și frumusețe. În această broșură mică este într-adevăr numai pentru turism și dezvoltarea turistică a comunei. Aici putem găsi toate frumusețele comunei. Aș vrea să spun, spre cunoștința tuturor, Comuna Alma Șumare dispune de un potențial turistic foarte bogat. Aș spune că printre cel mai bogat din Munții Apuseni. Întâlnim aceia rarități, pe lângă peisajul frumos, cheile Cibului, cheile Glodului, care sunt și rezervații naturale, avem aceia și alte lucruri deosebite și aș spune și cu toată tăria că sunt rarități. Avem Valea Gatelor, care sunt doar în două locuri în România. Sunt pietrele semiprețioase de care vreau să vă spun pe această vale. De ce v-ați oprit la Zestrea? Pentru că Zestrea este de fapt cartea dumneavoastră de căpătâi pe care o aveți editată în volume. De ce Zestrea? Pentru că singur numele ei este Zestrea, bogăția spirituală, Zestrea oamenilor din... Și în prima dată vreau să, tot la fel, am pornit din comuna mea, din Alma Șumare. Am cules prima cărticică, din prima cărticică, Zestrea numărul 1. În această cărticică aș putea spune că este doar obicei și folclor, tradiții, obiceiuri, folclor, doar din comuna Alma Șumare. Dacă... Am gândit bine la timpul potrivit, cred că am gândit până la capăt această culegere. Coperțile ei le-am placat în culoare verde, iarba verde de acasă, mi-am închipuit-o eu. După aceea am pornit mai departe cu altă cărticică de folclor, Zestrea 2, albastru, pe care se poate vedea, este o cărticică mică, dar bogată. Avem un folclor extraordinar, obiceiuri, datini, legende, povestiri. După care mi-am continuat, bineînțeles, se poate observa, am încercat să-mi formez steagul tricolor a țării mele. Am continuat cu galbenul, așa cum se poate vedea, am continuat cu volumul 4 cu roșu. Acestea sunt cărticelele pe care le-am realizat într-o perioadă de 4 ani de zile. Am încercat să nu mă opresc la aceste cărticele, să aduc în fața cititorilor un album în care este atestat și nu numai atestat, avem și istorie, avem și folclor, avem și datini, este foarte bogat, este conceput și aranjat în 9 capitole,
Ultimul capitol, sigur că este atestat cu muzee și colecții muzeale din județul Alba, la care nu știu dacă aș greși sau timpul, cred că, sau emisiunea dumneavoastră, cred că este prea potrivită, ca să amintesc la tot ceea ce am făcut, ce am vorbit până acum, de când cunosc și mă găsesc în această muncă, și a adus o contribuție deosebită, extraordinară, președinte Consiliului Județean. Un om de suflet, un om de suflet, aș putea spune, din toate punctele de vedere, m-a sprijinit. Din volumele acestea zestea, eu mi-aduc aminte că ați avut o lansare foarte frumoasă la Muzeul Național al Uniunii. Da. În care ați adunat o serie de oameni, foarte multă lume, au fost acolo oameni de bună calitate. Da. Cum se simte un om care practic pleacă din satul natal și aduce în atenția unui public cunoscător, unor oameni științifici care se ocupă de folclor? Cum v-ați simțit când ați fost, cum să zic, lăudat de oamenii de știință că ați făcut o treabă extraordinară? Nu știu, poate realizarea este destul de mică, dar este un impuls care am dat acelor oameni sau oamenilor care ar trebui cu mult mai mult să ocupe de ceea ce fac eu. Pentru că puterile mele sunt mici, în atât vedere financiară cât și pregătire, pot să spun, pentru mine a fost dragostea, în primul rând, ceea ce am făcut. Și spuneam și o spun oricând, unde este dragoste, a realiza un lucru, sigur că îl realizez bine și de bună calitate. Cum v-a venit ideea de a face un muzeu la Alma Șumare? Ideea mi-a venit foarte simplu. Din familia din care am pornit, din care sunt născut, o familie numeroasă, o familie cu greutăți, aș putea spune, am întâmpinat foarte multe greutăți și am vrut eu să-mi conserv din trecutul familiei primată, din sânul familiei, opincile pe care le purtam sau îmbrăcămintea aia sărăcăcioasă a părinților sau a căruia adică din... așa, din nostalgie pentru ceea da, ce a fost. Pentru ceea ce a fost și așa mereu am, bine, sincer vă spun, poate sunt niște povești mai hazli, am mai pățit și unele znoave când în timpul pe colecționării. Chiar v-aș povesti. Eram într-un sat învecinat acolo prin județul Hunedoara și mă interesa un obiect care, bineînțeles, se găsea de acum mai greu, o meriță care se melița cânepa. Și un om, n-am știut că este un om mai hazliu acolo în sat. Și am întrebat, domnule, uitați, mă interesează, m-am spus cine sunt eu, mă interesează o meriță. Da, domnule, ce vă aduc, vă dau. Ce, așteptați puțin, așteptă puțin acolo la poartă și la un moment dat apare cu muierea lui acolo, cu soția. Ce, domnule, v-am adus. Ce mi-ați adus, domnule? Ce meliță? Păi ce meliță, domnule? Ce asta? Ce că meliță mai bună ca asta, nu-mi trebuie. Da, Doamne, câte am pățit cu așa ceva. Multe probleme din astea, am fost de multe ori dus în eroare. V-ați gândit vreodată să le adunați aceste znoave într-o carte? Povestirile cred că, astea hazi? Cred că vă spun sincer, am chiar multe. Ar fi, nu știu, da, ar fi deosebit de plăcut să le citească cel puțin așa pentru tineri, să vadă, deci că întâmpin și greutăți, dar în același timp ai și satisfacția că mai pățești niște lucruri, adică nu-s pățenii, sunt întâmplări adevărate și chiar plăcute din viață. Ce am pățit odată, dacă îmi permis să vă spun, în cadrul muzeului? Bineînțeles, nu sunt cunoscător de limbi străine. Și la un moment dat mi-au venit doi tineri, erau maghiari de origine și o mașină luxoasă, mă rog, vin, eu știu foarte puține cuvinte, așa, 300-400 de cuvinte maghiară și m-am dat și eu mare că știu ungurește. Și la un moment dat dânși mă întreabă pe mine, ce, mogovon, chiu, dacă am găini, zic, nici, că nu am găini, că n-aveam găini acolo. Și atunci turiștii respectivi, vizitatorii care au fost, s-au dus la mașină, am dat drumul la un câine mare, așa. Eu n-aveam găini acolo, au trecut câinile la o vecină peste gard și toate găinile le-au luat pe acolo, pe sus, de los motoci. A început să fugă unguroaica pe o parte, s-a dezlegat câinele lui vecina. Eu nu știam unde să fug, ungurul pe cealaltă parte să meargă să-și ia câinele. Nu știam unde să fug, la ungur, la unguroaică. La un moment dat o stăpânesc pe doamna și mă duc la ungur. Își agățase pantalonii vârful gardului și îl chem Iere Giurciu că să vină înapoi repede, vine înapoi și ia duleu și îmi spune ce, o găină, adică un chiu,
Cu siguranță da. Nu vor uita vacanța aceea la Alma Șumare. Da, și l-am invitat și am zis că nici nu mai rămâne. Doamne, am pățit una, o znoapă extraordinară cu muzeul. Vine doi nemți și eu cum port ochelari, la momentul ăla nu-mi luasem ochelari la îndemână, iau vocabularul, pardon, da, tot vocabularul și încep eu acolo să... Dicționarul, pardon, vă rog dacă se poate rectifica, da, așa, și vocabularul, întrebi de multe ori și românește, bineînțeles. Iau dicționarul și am vrut eu să le spun dânșilor că am 4 copii. Și eu, cum nu am aplicat ochelarii, unde le arătam eu pe dicționar, era copite scris acolo. Și le tot făceam semn pe dicționar și dânșii se uita la mine și eu le arătam pe degete și mă băteam 4. Pe piept, 4. La un moment dat se ridică unul și îmi face, că eu sunt cald, pun ochelari, când am văzut, Doamne, ce haz au făcut! M-am pățit foarte mult, este sigur că nu ave, dar m-aș întoarce înapoi la ceea ce este în Alma Șumare. Eu am un suflet... Eu chiar vreau să vă rog să povestiți că nu v-ați oprit la face acolo un muzeu etnografic. Dumneavoastră vă ocupați încă și acum de o reînnodare a trecutului cu prezentul, da. Și cu tinerii de acolo valorificați foarte mult din ceea ce ați cules, obiceiuri, tradiții, dansuri populare. Sigur, dumneavoastră personal vă este cunoscut, m-ați văzut deseori în mijlocul tinerilor. Cât mă agrează, nu pot să spun, dar eu îi agrez și iubesc acum foarte așa, mult. Acum așa, ca între generații, da, și ca între generații. Mici fricțiuni, da. Dar important sigur. Este că au învățat foarte mult de la tine. Eu, în primul rând, eu iubesc pe toți tinerii. Am, în ceea ce privește iubirea de generații, am două generații pe care le iubesc mai mult. Pe copiii mici, pentru că nu știu prea mult și pot să îi duc, de fapt, le și zic eu, ucenicii mei, și pe oameni în vârstă. Și generația asta mai de mijloc, o iubesc, nu vreau să spun, dar sunt mai greu înțeles. Este perioada asta care e diferența de concepții, bineînțeles. Dar tinerii totuși, eu văd foarte clar, foarte bine că apreciază totuși și s-au întors la cele de-a trecutului, vorbind în ceea ce vorbim de tradiție și folclor. Ați și obicei, bineînțeles. Să repuneți în scenă, la Alma Șumare, cunoscutul deja Călușar. Da. Este un merit, pot să spun, a generațiilor, generațiilor din trecut. Călușarul, nu vreau să mă adâncesc în istoricul Călușarului, dar vreau să spun, este adus din zona de Șes, de la oameni care au fost de-a noștri săteni, de-a noștri care au slujit pe la zona de Șes, s-au întors de copii, s-au întors în sat, au adus acest joc de călușar. Este vorba de o adâncime, nu mare, dar zic așa, de prin 40, 35, 40, sigur că astea le pot dovedi, inclusiv cu imagini din acea perioadă, căci am căutat să culeg niște poze, fotografii din toate gospodările de unde pot să găsesc, chiar le-am făcut apel. Mărturii, practic. Mărturii, da. Și să le așez toate, să le așez într-o monografie. Și acest călușar a fost adus și s-a păstrat. Sigur că se practică în special la sărbătorile de iarnă, deci la noi nu ne trebuie spre mare... Spre deosebire de sudul, da. Țării, unde se practică vara. Vara, la noi se practică în sărbătorile de iarnă, specific sărbători. Când se merge cu colinda, alăturat de ăștia, poate să meargă și călușarul. Sau călușarul când merge, poate să colinde și o colindă. Ceea ce aș spune că chiar anul ăsta am fost în la Râmnic. În ultimii ani, practic, a înflorit jocul ăsta și mai mult decât atât s-a făcut cunoscut nu numai în țară, ci și peste hotare. Da. Și dumneavoastră i-ați însoțit în majoritatea turneelor lor. Pe bună dreptate, în 2009 am fost alături de primarul Comunei Alma Șumare, care îi spuneam eu cu ani în urmă că este un iubitor de folclor. Acum cu adevărat... Și un fost jucător de călușar. Da, și un fost jucător, că chiar și dânsul a avut consumul popular în Portugalia. Am mărturii niște poze și CD-uri, mă rog, foarte, foarte frumos. După aceasta, anul trecut, în 2011, am fost în Franța. Sigur, pe unde am fost? Ați fost și în 2010, și în 2010, Elveția, și în Elveția. Republica eu nu am Moldova. Practicat în Elveția, dar trupa de călușare a fost. Au fost cei pe care i-ați da, ajutat sigur că da. Să reînnoadă istorie. În Elveția, în Ucraina, este un merit deosebit. În țară, sigur că a fost la Cluj, la Vâlcea, la Orăștie, în cadrul județului, când întotdeauna când cred că
autoritățile județene, dumneavoastră și cei din cadrul județului care lucrează în acest domeniu, când au invitat această ceată și această formație pe care noi avem, un ansamblu, ar putea noi spune, dar așa, poate ne cam... Sunteți modești. Ne cam, da, sigur că da, și de întotdeauna cred că am făcut față și cred că publicul a apreciat acest joc. În ce privință aș putea spune? Pentru că suntem foarte apropiați de realitate, trăim acest joc, trăim și suntem autentici, o autenticitate perfectă. Am avut siguranță perfectă. Dacă nu erați apreciați, nu ați fi fost invitați, pentru că mai ales în străinătate, condițiile de participare în mari festivaluri sunt, da, foarte drastice. Ei întâi vizionează casetele concurenților și apoi le face invitația. Absolut, chiar și în Portugalia au fost mai multe orașe mari. Acolo ați mai avut un rol. Așa. Ați avut o expoziție, din câte Am avut eu. O mică expoziție, dar m-aș bucura să, tot alături de aceste, când se mai organizează sau mai localitatea mai poate beneficia de aceste ieșiri turnee. În străinătate, turnee în străinătate, chiar aș solicita să aranjăm unde mergem, în localitățile respective, o mică expoziție, fie o expoziție de carte, de iconografie sau câteva obiecte care să fie legate de istoricul ce și tradiția noastră. Ce ați dus în expoziția aceea din Portugalia, care a fost itinerantă, ați fost în mai multe localități din Portugalia și, din câte mi-aduc eu aminte, chiar ați făcut un act de caritate dansând pentru bătrâni, da, într-un cămin de acela bătrâni. Lucru am făcut și în Portugalia, dar am făcut și în Franța. Am rămas, sincer vă spun, am rămas impresionați de modul cum autoritățile respective apreciază și se îngrijesc de acei bătrâni. Deci am făcut acest act de caritate, pentru că dacă era cazul, poate numai atât eram în stare să acolo să jucăm numai pentru acești care, oameni care îi vedea că își varsă lacrimile. Peste programul de turneu, da, ați, da, făcut și acest își vărsau lacrimi, gest. Vă spun sincer, își vărsau lacrimi. Dar cum atâta, s-au comportat românii din atâta străinătate? Dragoste. Poftim? Românii cum s-au comportat când v-au văzut? Pentru că și în Portugalia, da, și în Franța ați întâlnit mici comunități de români în, care au venit de la sute de kilometri. În Portugalia, să vă vadă. Nu mi reamintesc acum să vă spun exact localitatea, mi se pare în Vila Nova de Paiva, a fost un grup foarte mare de români. Atât ei cât și noi am fost cu lacrimi în ochi. Practic, a fost ceva deosebit. Atâta dragoste. De și autoritățile acolo, cei care s-au ocupat cu organizarea, ne-au făcut o invitație să cânte o melodie de-a lor, să jucăm românii cu portughezii, invers a cântat a noi și a lucrat, adică cu... I-ați învățat, da, să, da, joace și, da, v-au, dar învățat s-a să și jucat pe scenă, da, a fost și nu aș vrea să aduc supără sau jigniri nimănui, dar aș vrea să spun, printre ei se găsau și romi. În realitate așa a spus, dar eu totuși de acea dată eu le-am văzut o comportare destul de decentă. Am stat de vorbă că pădure fără uscături, da, nu am stat există. De vorbă cu ei și le-am spus, dragii mei, dacă ați venit aici să munciți și puneau mâna pe piept și zice, noi de-aia am venit să muncim, bă, păi Dumnezeu știe pe fiecare, dar... Ma, domnul Achim, știți cum este, dacă unul face ceva rău, nu înseamnă că toți sunt la fel. Din păcate, da, televiziunile, da, noastre scot doar negativul în evidență, nu și lucrurile bune. Pentru că și la ei în comunitate, ca și la români, sunt, da, oameni buni, oameni mai puțin buni. Bineînțeles, sigur că oricum, da. Oricum, eu sunt fericită că v-ați simțit acolo mândri că sunteți români. Da, da, e adevărat. E și adevărat. V-ați întors cu amintiri frumoase. Da, deosebit de amintiri, deosebit de frumoase. Cred că oricare, când pleci undeva, trebuie să ai și atât comportarea, să-ți dăruiești tot ceea ce poți, mai bun, mai frumos. Vreau să vă spun că am dat un spectacol și într-o catedrală, aș putea spune, bineînțeles, este conservată de patrimoniu, deci nu se slujește ea. Și vă spun, am rămas deosebit de impresionați de modul cum a fost apreciația acolo. Că tot veni vorba de catedrală, un ultim turneu pe care l-ați avut cu tinerii din sat a valorificat obiceiuri de Crăciun la Râmnicu Vâlcea, unde, da, ați fost primiți chiar de înalt preasfinția sa. Da, sincer vă spun, încă nu am ajuns în posesia, parcă dânsii ne-au trimis de acolo o carte sau o broșură, mă rog, în ceea ce și noi am realizat comunal Mașu Mare. Sincer vă spun, atât înaltul, cât și episcopul Emilian au rămas extraordinar de impresionați,
au dorit să-și facă poze cu noi și au spus atât autenticitate nu au întâlnit. Deci ne-am vorbit vorba noastră, graiul nostru, portul nostru, deci nu am făcut chiciuri. Deși exact acolo ați fost împreună cu alte 12 grupuri venite din toate zonele României. Din toate zonele. Sigur că și primarul a fost lângă noi. Curaj, curaj ne dă întotdeauna. Ne bucură faptul. Am fost cu toții alături de dumneavoastră. Este un model. Într-adevăr, și eu la vârsta mea am jucat pe scenă ca și gazdă, dar nu asta este importantul. Pentru că eu pentru ce merg cu acești tineri? Să le dau un îndemn. Deci să le dau un îndemn ca să facă să meargă mai departe. Să nu ne oprim aceea. Să nu ne oprim. Să luăm tot ce putem să conservăm, tot ce putem să păstrăm și să le punem acolo la locul lor de cinste, să fie cunoscută comuna, să fim cunoscuți noi ca oameni. Și cred că este mândria nu numai comunei noastre sau numai tinerilor, este și a județului și a țării noastre. Este îmbucurător faptul că vă ocupați de tot ceea ce înseamnă folclor la Alma Șumare, pentru că noi, cei care ne desfășurăm activitatea în acest domeniu, știm că în acest domeniu totul se întâmplă contra timp. Da. La Alma Șumare mai aveți de unde să adunați informații referitoare la obiceiurile vechi, la dansuri, la cântece? Nu știu dacă... Mai sunt bătrâni ai satului care să vă poată furniza aceste informații? Da, aici este totuși o problemă. Nu aș spune încă nu, aș spune încă da. Într-o bună zi am mers la școala generală, mai anii trecuți, și am dat un îndemn atât elevilor cât și cadrelor didactice de acolo să pornim la o acțiune de culegere a folclorului datin și tot ce avem noi acolo. Așa. Sigur că am mai primit și răspunsuri negative din partea unora că am cules eu totul și atunci am spus, un om nu poate niciodată culege totul. Întotdeauna încă izvoarele nu se epuizate, avem încă izvoare, avem. Și am zis, încă ar fi bună o acțiune cu școala. De ce? Copilul ăla mergând, elevul ăla mergând acasă, poate mai are pe bunică, pe bunic, sau pe cineva, părinți sau știu, care încă mai știe ceva. Pentru că un singur culegător de folclor nu vei putea pătrunde în toate gospodările. Indiferent câte informații avea. Eu am bătut cu piciorul satele cu săptămânile întregi, că aveam de multe ori, pot să vă spun, chiar și în familie mai apăreau discuții și așa la întoarcere după 2-3 zile acasă. Sigur că este foarte greu, unul singur nu poți să pătrunzi, dar când lucrezi într-o echipă chiar de la copilul ăla mic, chiar dacă e patra, pe cincea, să știu cât pricepe, dar întreabă pe părinți, aduce scris sau la adună și putem, izvoare mai sunt, eu spun că sunt încă izvoare, încă sunt și ar trebui, încă nu este prea târziu, ar trebui salvat tot ce, eu vă spun, regret enorm de mult, că n-am început această acțiune când eram tânăr. Pentru niciodată că nu mi-a dat târziu. Nimeni demnul, că dacă îmi dădea cine, nu este, dar mult încă să. Îmi pare rău că, uite, timpul s-a scurs foarte repede, așa e da, când povestești da, cu cineva drag. A fost sigur prea plăcută discuția, părerea. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Emilian Achim, în primul rând pentru că ați făcut efortul să veniți de la Alma Șumare ca să împărtășiți din experiența dumneavoastră telespectatorilor din întreg județul Alba, pentru că Alba TV acum ajunge prin rețelele de cablu în tot județul Alba. Vă mulțumesc că ați acceptat să îmbrăcați portul popular pentru această emisiune, care sigur de la o anumită vârstă presupune un efort în plus. Bineînțeles. Și mai ales vă mulțumim noi toți că încă faceți eforturi pentru a salva ceea ce se mai poate salva la Alma Șumare. Vă doresc putere în continuare. Vă mulțumim să mult. Adunați cât mai mult, să ne oferiți cât mai mult și mulți vizitatori la muzeul dumneavoastră. Mult aș dori să fac o invitație tuturor telespectatorilor, atât a dumneavoastră cât și apostolii de televiziune Alba TV, să se abată pe la Alma Șumare. Au ce să vadă. Și eu îi aștept cu drag, poarta mea este deschisă pentru oricine, să vină să viziteze atât muzeul cât frumusețele comune Alma Șumare. Este o distanță de la centrul județului și până la localitate. Dar este o zonă de 50 de kilometri. Doamnelor și domnilor, așadar, un îndemn să vizitați Alma Șumare, să vizitați muzeul satului Emilian Achim, să vă bucurați îndeaproape de viața de la țară, de amintirile dragi cu casa bunicilor dumneavoastră. Până atunci însă, noi vă dorim o săptămână plăcută.
plăcută și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă poveste sufelinar. La revedere!